România în direct cu Tudor Mușat la Europa FM. Bine v-am regăsit. Săptămâna asta îi țin locul lui Cătălin Striblea, colegul și prietenul care are și el nevoie de câteva zile de odihnă, așa că la 0372069599 intrăm în legătură noi în ediție limitată, să zicem așa, în serie limitată săptămâna asta de luni până joi la România în direct la Europa FM. Și mă bucur tare, tare mult că suntem din nou în legătură. Astăzi aș vrea să vorbim despre ceea ce se prefigurează a fi un fel de mutare a responsabilității sau a problemei vaccinării pe umerii companiilor, așa cum vă spuneam ceva mai devreme. Ați văzut, premierul vorbește tot mai insistent în ultima vreme despre centre de vaccinare făcute în companiile mari, despre campanii de vaccinare inițiate de angajatori. Sunt și unii angajatori care, evident, au răspuns cu ura de-a dreptul acestei propuneri, pentru că doresc să redeschidă cât mai repede și sectorul Horeca, hoteluri, cafenele, restaurante, catering, tot ce înseamnă activități de genul ăsta, evident că a răspuns primul, pentru că dorește să-și reia activitatea. Și aici nu vorbim doar de patroni, aici vorbim și de foarte mulți dintre angajați. Pare o campanie de vaccinare care e în impas în momentul ăsta, iar statul caută tot felul de soluții pentru a se apropia de țintele pe care singur le-a propus, dar care în momentul ăsta par destul de greu de atins. 5 milioane până la finalul lui mai, 10 milioane până la finalul lui septembrie par numere extrem de ambițioase și de greu de atins la cum merge acum campania. Și atunci întrebarea e dacă nu cumva forma asta de presiune mutată spre angajatori, care la rândul lor să-și determine angajații să se vaccineze, nu este noua găselniță a statului în căutarea lui de influencer, să spunem așa. Și aș vrea să vă întreb dacă se vor dovedi angajatorii sau angajații care deja s-au vaccinat un factor de presiune sau poate, dacă vrem să privim lucrurile altfel, cei mai buni influenceri, cei mai buni vectori de convingere și pentru ceilalți care nu s-au vaccinat și din diverse motive ezită. Va fi dată proporția vaccinării de nevoie a patronilor de a le merge afacerile? Ce forme de recompensă poate acorda o companie pentru ca angajații să se vaccineze? Ce forme de presiune are un angajator la îndemână? Informale, subliniez, pentru că vaccinarea nu este obligatorie. Vaccinarea este legal facultativă în țara asta și o subliniere pe care o facem de la bun început. Dar ce forme de presiune are într-un fel la îndemână un astfel de angajator? Sau dacă ar fi bine ca statul să prevadă anumite stimulente, eventual, pentru firmele și pentru angajații vaccinați. Statul ce face în momentul ăsta, iată, premierul Câțu sugerează destul de insistent, creează două tipuri de pârghii în momentul ăsta. Dacă la firme s-ar organiza astfel de centre de vaccinare, ar avea ocazia tot mai mulți să facă asta într-un cadru familiar, foarte convenabil, să spunem așa, fără să se mai ducă în altă parte, fără să-și mai facă alte programări și luându-și, e foarte important, luându-și și familiile cu ei, pentru că există și această posibilitate teoretică să se vaccineze angajații și familiile lor, la firmă, la instituție, unde ar fi. Al doilea tip de pârghie este cea de care vorbeam ceva mai devreme, cea care are legătură cu o formă de presiune, să spunem așa. Ture mai bune, beneficii pe care compania ți le poate acorda, poate bani în plus, așa cum înțelegem din diverse surse că încearcă anumiți angajatori, mai ales din sectorul retail, cei care lucrează mult cu publicul, premiere a celor care acceptă să fie vaccinați, pentru că nu e așa, formula asta este voi, pe umerii voștri, se sprijină succesul operațiunii noastre. Ce ar mai putea fi? Ar mai putea fi teste cerute eventual la angajare pentru noi angajați sau cererea expresă de a te vaccina, pentru că e probabil într-un fel mai ușor să îi spui unui angajat nou te-aș primi dacă, sau locul tău de muncă depinde de asta, chiar dacă spuneam nu e o formă formală de presiune, dar poate că îi se sugerează acest lucru. Pierderea unor bonusuri, poate, pentru cei care nu se vaccinează și, cum ziceam, presiunea continuă a grupului de vaccinați din firma respectivă. 0372069599, spuneți-ne cum vedeți această chestiune, această vaccinare prin intermediul firmei, fie că sunteți angajat, fie că sunteți angajator.
Îi spun bun venit lui Mircea. Mircea, ești în direct. Alo, salut Tudor și și ascultătorilor Europa FM. Din păcate, statul tot pasează responsabilitatea, face foarte puțin, în afară de administrarea unui vaccin în condiții destul de bune, să zicem, dar foarte prost popularizat, și o să explic imediat de ce. Statul nu face mai nimic. DSP-urile nu mai urmăresc contacții, practic epidemia e lăsată la voia vaccinului, ca să zic așa, nu la voia întâmplării, din fericire. De ce spun că prost popularizat? Vedem atâtea explicații date de oameni de știință. Domnule, era foarte simplu să faci reclamă unui vaccin, chiar și hulitului AstraZeneca. Erau suficiente prezentarea imaginilor din pub-urile și din economia englezească redeschisă, comentându-se doar că în Anglia s-a vaccinat masiv cu AstraZeneca, este vaccinul produs de universitățile lor. Și iată, au ieșit din pandemie. Într-adevăr, la 30 ceva de milioane de vaccinați au fost vreo 200 și ceva, deci 200 și ceva doar de cazuri de efecte adverse. Dar în fine, nu ăsta este Mircea, subiectul. Înțeleg ce spui, dar exact cum remarci și tu, acesta nu mai e subiectul, pentru că avem suficiente doze din toate celelalte. Referitor la subiectul emisiunii, chiar și acea discriminare de care spuneai puțin mai devreme, nu discriminare, acele facilități de care spuneai puțin mai devreme sunt o formă de discriminare pozitivă, care fie negativă, fie pozitivă, tot discriminare se cheamă. Statul trebuie să facă altceva și în felul ăsta ar putea să redeschidă toată economia din punctul meu de vedere. Exact cum a făcut statul izraelian, de exemplu. Statul ar trebui să, și nu numai statul, angajatorii de fapt, din momentul în care se oferă, inclusiv în calitate de angajator, domnule, îți ofer vaccinare gratuită, nu te costă nimic, dar nu ești obligat să o faci. Bun, în secunda în care refuzi să o faci vaccinarea, eu sunt obligat, conform legii și Constituției, să asigur sănătatea tuturor angajaților. Majoritatea angajaților mei, să zicem că sunt vaccinați, dar vaccinul are o garanție, în funcție de vaccinul ales de fiecare, între 60%, o garanție, o eficacitate, între 60% și 95%. Am o proporție de 5% până la 30% din angajați care pot să contacteze boala într-o formă ușoară, dar o pot contacta de la persoane nevaccinate. Drept pentru care eu, ca angajator, ți-am oferit această opțiune gratuită pe care tu ai dreptul să o refuzi, dar dacă o refuzi pentru a-mi asigura mie condițiile de a-mi desfășura activitatea în legalitate, va trebui să-mi preziți un test PCR negativ odată la 5 zile, pentru că în timp de 5 zile pot să apară simptomele bolii, sau un test rapid în fiecare zi, pe banii tăi, pentru că eu ți-am oferit o variantă gratuită pe care o refuz din motivele tale. Asta ar fi metoda cea mai simplă. Da, și dacă e pe banii angajatorului testul ăla, probabil că va fi mult mai incomod decât să faci o dată și bine vaccinul. Dar aici, sigur, n-are e chestiune de alegere. Angajatorul are posibilitatea în acest moment să ofere o opțiune gratuită, și anume vaccinare. Mai departe, persoanele pot opta. Fiecare alegere trebuie să înțelegem că ne costă. Iar libertatea fiecăruia se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Eu pot să refuz vaccinarea, dar trebuie să protejez sănătatea celor din jur. Dacă eu contactez virusul și sunt total asimptomatic, pot să îmbolnăvesc și poate chiar mortal, pentru că vaccinul totuși nu e eficace 100%. Chiar și o persoană vaccinată. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Repet, fiecare alegere ne costă. Mircea, mai mult sau dacă mai puțin, în funcție de alegere. Ești în postura de angajat, de coleg, sau ești în postura de a conduce o firmă? De angajat. Crezi că poate fi valabilă această presiune a grupului, Acest lucru trebuie legiferat la nivel de guvern și mai mult decât atât. Spuneam că în felul acesta se poate deschide economia națională. Pur și simplu, este interzisă frecventarea locurilor în care sunt mai mult de, să zicem, 3 persoane, magazine sau, în fine, nu interzisă, limitată cumva, a persoanelor care nu pot prezenta, nu vaccin, care nu pot prezenta un test PCR negativ cu vechime de maxim 5 zile, un test rapid cu vechime de maxim 24 de ore sau dovada că a trecut prin boală sau a fost vaccinat. Punct. Da. Deci asta trebuie legiferat, nu trebuie lăsat la latitudinea angajatorilor. Da, avem aici o diferență între dreptul la litoral, dreptul la mare, la plajă, la restaurant. Asta nu este un drept, mă scuzați. Tocmai. Asta nu este asta un vreau drept. Să spun. Tocmai, că e o diferență. Asta nu sunt drepturi. Drepturile sunt dreptul la viață, dreptul la viață privată, dreptul la sănătate, dreptul la educație, dreptul la... Dreptul la grătar, la manele și alte chestii. Genul ăsta nu sunt drepturi. Astea sunt facilități pe care societatea le oferă mai mult sau mai puțin în funcție de nivelul de dezvoltare. Da, interesant să vedem în ce măsură, știu eu,
pot funcționa fără isteria unor plângeri în masă legate de vaccinare impusă sau mai știu eu ce? Dacă este lăsată la tine angajatorilor, mulți, dat fiind faptul că vor fi, din păcate, legislația în România este foarte stufoasă, foarte ambiguă și foarte ușor exploatabilă de către cei care, culmea, doresc să ocolească legea. Angajatorii se vor feri să fie foarte feri din postura asta și epidemia va continua să propage până când va apare o tulpină. Se pare că deja a apărut prin India, să sperăm că nu se va dovedi foarte virulentă comparativ cu vaccinurile, dar matematic vorbind, este știință exactă. Mai devreme sau mai târziu, tot va apare o tulpină care va necesita alte vaccinuri și până când vor apărea acele alte vaccinuri, vom suferi în continuare, vom muri în continuare și așa mai departe. Și asta tocmai datorită exacerbării și aplicării greșite a unor noțiuni de tipul, domnule, dreptul meu să mă vaccinez, da, dar nu e și dreptul tău să mă omor pe mine. Mulțumesc foarte mult, Mircea. E o chestiune și pentru juriști și intenția mea este să o abordez chiar mâine în emisiunea Piața Victoriei de la 18 și 15. Lucrăm la asta, iar intervențiile voastre ne ajută foarte mult pentru că știm foarte bine că lucrul ăsta se discută pe lângă noi, cu siguranță ați auzit, dacă nu în propria firmă, măcar printre cunoscuți, că discută la ei, la firmă, pot fi angajați, pot fi angajații obligați să se vaccineze de către managerii companiilor și când spun obligați, nu mă refer la sensul legal, evident, nu poți să obligi pe nimeni să se vaccineze, ci prin acele pârghii informale de care vorbeam, poate luându-le niște privilegii, poate dându-le alte privilegii celor vaccinați și dacă poate fi vaccinarea o condiție pentru ca angajatul să fie primit înapoi la serviciu. Un patron care spune, știți ce? Eu nu deschid până când 100% dintre voi, sau măcar 70% dintre voi, nu se vaccinează. 0372069599. Spuneți-ne postura în care vă aflați, angajator sau angajat, și cum vedeți chestiunea asta. Dacă vi se pare că poate exista o formă de presiune de data asta la locul de muncă pentru ca vaccinarea să meargă mai departe. Adrian, salut! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. În primul rând vreau să vă zic că e o chestiune extrem de delicată. În esență, de premierul Câțu și guvernul face o chestie inteligentă, în sensul că pasează oarecare parte din responsabilitate către angajatori. Nu e un lucru rău în esență, pentru că trebuie să conștientizăm faptul că noi în momentul acesta suntem într-o cursă cumva contra cronometru. Este foarte important ca această imunizare de masă, acel procent de 70%, să fie atins într-un timp cât mai rapid. Faptul că se încearcă această strategie de a porni vaccinarea la locul de muncă nu este un lucru rău. Însă de aici pot să apară fel și fel de probleme. Cu certitudine vor apărea situații în care angajatorul va face presiuni asupra angajaților. Eu mă aflu în postura de angajat. Nu sunt nici antreprenor, nici angajator, dar sunt absolut convins că vor exista astfel de situații și eu o să vin punctual cu două situații, în sensul că, pe de-o parte, unii dintre angajați care nu se vor vaccina vor pierde cu certitudine anumite beneficii și mai este o situație în care respectivii angajați nu se vor putea întoarce la locul de muncă să lucreze efectiv face-to-face, da? Și vor continua să-și desfășoare poate activitatea acolo unde se poate și unde este cazul în varianta de telemuncă. Ori cu certitudine că lucrurile acestea pentru angajați vor aduce de servicii. Din punctul meu de vedere, este esențial ca statul român să vină și cu anumite stimulente și mă refer aici în special la angajator, adică angajatorii trebuie să beneficieze cumva de anumite elemente care la rândul lor să se răstrângă către angajați, adică din părticica aceea de facilități o parte să ajungă inclusiv la angajați, în așa fel încât acest fenomen să-și atingă scopul, pentru că în esență ce vrea statul român, cum de altfel vrem cu toții, ca această imunizare de masă să se desfășoare într-un timp cât mai scurt. Ce înțeleg totuși eu din această strategie, sunt convins că guvernul României a înțeles treaba asta, este faptul că statul român nu este un bun agent de marketing. Ori cu certitudine o campanie agresivă, între ghilimele, în sensul bun, venită din partea angajatorilor, cred că va avea efectul scontat. Apropo de asta, Adrian, cine ar fi putut să fie, după părerea ta, un bun vector de influență, un bun influencer, să zicem așa, și pe care statul nu l-a găsit, dar tu l-ai vedea?
Din punctul meu de vedere, în fiecare domeniu sunt personalități și oameni care ar putea, în esență, să miște lucrurile în direcția cea bună. Din păcate, statul român nu a reușit să identifice într-un timp util astfel de oameni, în așa fel încât campania de vaccinare, cel puțin până la momentul acesta, se desfășoare într-un ritm și mai alert. Gândiți-vă că noi în momentul acesta am vaccinat cu ambele doze decât 10% din populația care există în momentul ăsta în România, ce aproximativ 1.900.000 de oameni. Este foarte puțin. Iar dacă mă întrebați pe mine, e un pic utopic termenul de 1 iulie pe care l-a avansat premierul Câțu cu privire la imunizarea 5 milioane de persoane. Poate prin această strategie și printr-o campanie de marketing foarte bună din partea angajatorilor, pentru că angajatorii vor face în felul următor: vrem să deschidem hotelul sau restaurantul, trebuie să ne vaccinăm toți. Vrem să deschidem litoralul, angajații trebuie să fie, nu știu, vaccinați 70-80%. Da. Vrem să deschidem școlile, probabil că și profesorii vor trebui să fie vaccinați mult mai mult decât procentul actual de 43-44% cât există în momentul ăsta. Mulțumesc. Asta este, de fapt, ideea. Mulțumesc foarte mult, Adrian. Mergem mai departe cu Andreea și vă reamintesc numărul la care putem intra în legătură: 0372069599. Andreea, bună ziua! Nu e Andreea, e Mircea? Andreea, bună ziua! Eu sunt Andreea, bună ziua! Așa, nu te auzeam. Cum vezi povestea asta, Andreea? Și din ce postură? Angajator, angajat? Director de companie? Sunt din postura de medic vaccinat la început de ianuarie. Deci sunt un pic detașată de problemă. Uh-huh. Dar mi-am amintit de o idee pe care a avut-o cineva, un medic infecționist, în urmă cu ceva timp, în legătură cu o ușoară formă de coerciție pe care ar putea să o aplice statul persoanelor care refuză să se vaccineze. Respectiv, să se calculeze costul unei zile de spitalizare și persoanele care refuză să se vaccineze să-și asume că în caz să se îmbolnăvesc și au nevoie de spitalizare, ATI, etc., își asumă să achite acest cost. Mă gândesc că n-ar fi condiția să nu fi fost împiedicate de alte motive medicale să se vaccineze. Bineînțeles, nu. Pe o platformă similară cu cea de vaccinare, cei care refuză și cum rămâne cu obligația statului de a asigura asistență tuturor? Știi că și persoanele care nu sunt asigurate, mă rog, beneficiază de asistență de urgență. E adevărat. Iar în cazul COVID, dar mai ales la forme grave, vorbim de asistență de urgență. Adică poate statul să-i spună... O persoană care refuză varianta gratuită oferită de stat și își exprimă acest refuz cu semnătură, cu declarație pe proprie răspundere, cum suntem obișnuiți de atâta timp, ar putea să-și asume și costul acestei spitalizări. Și aici o să vină cei care să spună, dar știi că există și persoane vaccinate, rar, e adevărat, dar care, uite cazul lui Arșinel, au făcut COVID după ce s-au vaccinat. Păi ele s-au vaccinat, deci nu intră în această discuție de a refuza. Da, medicul e mai tranșant, mi imaginez, Andreea, și încerc să mă pun în pielea voastră câte aveți de tras. Pe de altă parte, știi că lucrăm cu un cadru legal care, așa cum remarca cineva înainte, e foarte delicat, adică pare că faci un balet din ăsta pe gheață mereu când propui stimulente, sancțiuni, pedepse, beneficii, recompense. Pare mereu noi versus ceilalți, pare o formă de discriminare pe care societatea românească nu e dispusă să o înghită nici măcar din astfel de rațiuni importante, cum ar fi prevenirea. E adevărat, e o măsură extrem de nepopulară și politicienii nu prea vor să-și asume genul acesta de măsuri, dar poate că n-ar fi tocmai o idee rea. Mă gândesc, nu știu, din punct de vedere al unui medic vaccinat printre primii din România. Mulțumesc pentru părerea ta, Andreea. 0372069599. Mergem mai departe cu Mircea, un alt Mircea. Bună ziua, Mircea. Da. Bună ziua. Sunt impresionat de antevorbitorii mei. Sunt șocat să constat că după 30 de ani de libertăți sociale încă nu înțelegem ce s-a întâmplat la libertăți. Cred că până acum au fost clar cei vaccinați, cei care sunt pro-vaccinare. Problema lor este că vor să-și impună aceleași abordare și celorlalți, ceea ce n-au niciun drept să o facă. Este interzis de lege, interzis de bun simț, interzis de libertățile sociale pe care le avem. Antevorbitoarea mea, doamna Andreea, spunea că cei care nu se vaccinează să suporte tratamentul medical. Exclus. Deci consumați timpul de pomană, plătim asigurări de sănătate forțat prin efectul legii. Nu că vrem să le plătim.
automat vrem servicii medicale în cazul în care ne îmbolnăvim, cei care nu suntem vaccinați. Doi, se merge, cum să zic, brambura așa cu ochii închiși, vaccinăm profesorii. Domnul meu, vaccinați ce? Unul din 30, dacă într-o sală de curs sunt 30 de oameni, un profesor și 29 de copii, dacă ai puțină idee de probabilități, de calcul probabilități, veți vedea că unul vaccinat din 30 de oameni este nesemnificat procentul respectiv. Și șansa ca virusul să vină din partea unui copil care nu se vaccinează, că nu se vaccinează copii, este de 29 de ori mai mare. Și atunci cum trebuie făcut, deci, Mircea? Să nu se vaccineze nici acel profesor? Deci degeaba vaccinați, degeaba impuneți, prin obsesia bolnavă uneia de a impune niște reguli total iraționale unei clase, unei grupe profesionale, ocupaționale. Păi, este absurd. Asta e discuția. Nu deci, poți impune nimic nimănui și noi am făcut sublinierea asta de la bun început și aici cred că toată lumea e de acord. Pârghiile despre care noi vorbeam. Nu există pârghie, da. Vă spun. Există numai promovare. Nu trebuie să existe pârghii. Niciun fel de condiționare. Nu se poate. Eu nu am dreptul să vă spun dumneavoastră ce să faceți. Exclus. Nici măcar un sfat nu pot să vi-l dau dacă nu mi-l cereți. Se numește educație. Uite, eu de cerut îți cer părerea și mă interesează să știu ce crezi dacă un angajator... Deci, în primul rând, toată lumea trebuie să-și calce pe nervi, să trateze rațional și să se controleze când vine vorba de impunerea anumitor comportamente, anumitor opțiuni, anumite variante. Nu ai zis foarte bine, nu e vorba de impunere, e vorba poate de stimulare, e vorba de cointeresare, e vorba de zăhărel. Exact, Cum vrei să-i spui? Dar nu de impunere. A apărut de curând o zăpăceală, cum că Câmpeanu ar fi impus ca toți profesorii care participă supraveghetori la examenul ăsta de valoare națională să fie vaccinați. Cum că sunt părinți care le e teamă ca copiii lor să nu fie contaminați de profesor. Pe acei părinți ar trebui să-și amintească și ei puțină matematică simplă legat de probabilitatea ca un copil să fie infectat de profesor sau infectat de 29 de alți copii dintr-o sală care nu sunt vaccinați. Și o să vadă că profesorul respectiv, chiar dacă se vaccinează, șansa de a copilului de să fie infectat scade infim de puțin. Deci suntem parcă o nație de oameni, nu vreau să zic cum. Deci suntem cu ochii închiși și ne bazăm numai pe altfel cum să facem, asta e întrebarea, altfel cum? Păi o facem așa orbește. Ai zis prin informare, ai deja varianta. Varianta ta e prin informare și cine vrea, vrea, prin informare. Cine nu vrea, nu vrea. Haideți să mai spun o chestie. Zăpăceala asta cu criza asta legată amețeala asta legată de vaccinare și de COVID. Și a fost promovată masiv de presă. Presa cântă toată același repertoriu. Eu am avut COVID, domnule, și soția, și încă 8 oameni din cadrul unei firme, că ne-a închis DSP-ul în septembrie la sfârșit și ne-a închis DSP-ul. Este absolut ok, niciunul n-am avut fază grea. Oameni de 63 de ani și 64 de ani. Așa, asta ca fapt divers. Bun, dar noi suntem acum la discuția despre vaccinare, pentru că ea face parte din tablou ăsta. Am înțeles un ultim lucru, spune-ne, te rog. Niciun patron nu am observat până acum care impune așa ceva. Păi sunt reprezentant de vânzări și mă prind din firmă în firmă. Vreau să vă spun o chestie. Nici măcar poliția nu mai impune restricțiile așa cum se impuneau anul trecut prin controle rutiere. S-a terminat. Uitați. Relaxați-vă, oameni buni. Relaxați-vă, pentru că nici poliția nu mai face controle cum făceau anul trecut în primăvară poliția comunitară sau poliția asta națională sau cum s-o numi. Nici rutiere, nici de control de documente și nici de declarație. Da, mulțumesc. Un lucru mai vreau să spun. Sunt reprezentat de vânzări și merg din... Așa. Eu intru din respect pentru că așa sunt regulă cu masca pe față. Sunt întâmpinat de personal fără mască. Toți de pe acolo sunt fără mască. Și la un moment dat le cer voie. Pot să-mi scot și eu marfa, da, scoateți eu. La noi în firmă este un grup vaccinați. Problema asta era că vaccinații se vaccinează datorită unei frici native de necunoscut. Și se vaccinează foarte bine. Eu nu sunt împotriva vaccinării. Vaccinează-te, frate, dacă ești în grupă de risc. Dacă ai probleme cronice sau dacă ți-e frică. Da, am înțeles, Mircea. Mergi pe varianta informării. E în regulă. Mulțumesc foarte mult. 0372069599. Mergem mai departe cu Mihai. Te salut, Mihai. Și eu, Tudor, și pe ascultătorii tăi, salut. Aș vrea să spun, în primul rând, să-i
pun o întrebare domnului Mircea, primul care a vorbit, nu antevorbitorul meu, fiindcă nu poți să obligi pe nimeni, în principiu, chiar patron fiind, să se vaccineze. Nu poți să știi omul respectiv dacă are o teamă să se vaccineze, fiindcă poate să apară ceva. Și pentru un singur, și pentru un singur om, dacă vaccinul este prost administrat sau își face, are efecte negative. Dăm voie să completez, înțeleg ce spui și e foarte important. Dăm voie să completez cu ce mi-a spus un jurist. Ai următoarea situație pe care o menționezi chiar tu. Un angajator îi oferă o recompensă unui angajat de orice natură să se vaccineze. Și acel angajat e unul din ghinioniștii de 0,000% de 0,1% care pățește un necaz. Să zicem, cheac de sânge, tromboză, nu știu ce. Da. Și atunci, în cazul în care se plânge într-o instanță, trebuie să stabilești în ce măsură stimulentul pe care l-a dat angajatorul a influențat comportamentul angajatului, nu? Și aici e o chestiune juridică la care n-a găsit nimeni niciun răspuns foarte precis, cel puțin până în momentul ăsta, de când se discută subiectul. Adică există un risc. Și ce facem noi acum, și e foarte bine că facem, ne uităm la toate fațetele acestei povești. Statul, după cum se vede, a pasat către companii. Mie mi se pare că e o pasare. Sau și către companii. Că, mă rog, n-a zis de mâine, gata, vaccinează numai companiile. Și către companii. Și asta, din punctul meu de vedere, va aduce o stare conflictuală în companii. În unele companii, bănuiesc că nu în toate. Fiindcă cei care s-au vaccinat se cred puțin în măsură să dea lecții celor care nu s-au vaccinat. Dar vezi un sector în care poate funcționa chestia asta, cum ar fi Horeca, de exemplu? La restaurant, nu știu, din 10 angajați, 8 să zică, băi, noi ne-am vaccinat 8 pentru că vrem ca business-ul să meargă. Tu dacă nu vrei și din cauza ta clientul n-are încredere în noi să vină, stai acasă sau nu mai veni. Dar eu îmi pun o altă întrebare. Sunt foarte... procentul de nevaccinați mai mare decât cei care s-au vaccinat, da? De ce procentul mai mic încearcă să influențeze procentul mai mare? Dacă pentru că într-o instituție sau într-o companie sau într-o firmă poate funcționa în felul ăsta. Activitatea noastră depinde ca jumătate sau majoritatea dintre noi să fim vaccinați. Și hai colegi, vaccinați-vă că altfel nu putem da drumul. Dacă vreți să mai aveți salariu peste 2 luni. Eu de astfel de pârghii vorbesc, care sunt informale. Adică niciun angajator nu poate să spună te dau afară din cauza asta. Dar poate să spună, te vei da singur afară că nu vei mai avea de lucru și nici eu odată cu tine și o să pierdem cu toții. Atunci, haideți, de ce nu s-a pus problema? Stai, domne, de ce fumezi? De ce cei care fumează își asumă un risc, da? Pentru că e pe persoană fizică, ca să zic așa. Dacă pățești ceva, pățești plămânii tăi, nu aia celuilalt. Că fumat în spațiile publice nu mai e permis. TBC-ul se împrăștie și la cei care nu fumează, nu? Da, mă rog, TBC-ul poate. Deci, adică nimeni nu a sărit în sus când s-au tăiat pădurile, când se aduce mâncare de proastă calitate în țară și asta scade imunitatea, nimeni nu face nimic pentru om, în principiu, adică pentru sănătatea lui, pentru a trăi lângă natură. Nimeni nu face nimic. Toată lumea acum cu vaccinul, peste tot, nu poți să deschizi un radio, vaccin, ați deschis televizorul, vaccin, toată lumea, nu știu, se inoculează, din punctul meu de vedere, o stare de conflict, așa, între vaccinați și nevaccinați. Mulțumesc, Mihai. Ce știm e că autoritățile, da, repetă de dimineața până seara, iar săptămâna trecută Klaus Iohannis numărase în vreo 5 apariții în 2 zile. Una, vreo 3 într-o zi, 2 în cealaltă. În orice caz, se detectează foarte clar nervozitatea asta a statului legată de neatingerea obiectivului pe care și l-a propus. Și atunci, tocmai de asta vă întreb la 0372069599. Dacă e o formă de mutat a problemei spre companii, pe umerii companiilor. Alex, bună ziua! Bună ziua! Ce crezi? Să începem prin a spune că eu sunt vaccinat. Ok? Deci, din punctul... Eu am fost dintre cei care au ales să vaccineze. Acum, mutarea către companii, mi se pare că expunem populația la niște riscuri de abuz, ca să fiu sincer. Pentru că... Nu vor putea fi controlate acele companii care practic își obligă angajații să vaccineze. Că există și situații de genul ăsta. În altă ordine de idei, dacă ne gândim la Horeca, de exemplu, din punctul meu de vedere, trebuie să vaccineze. Dacă vrei să lucrezi în Horeca, trebuie să te vaccinezi. Există și alte boli. De exemplu, cum se cheamă? Hepatita C, nu? Care e la fel... te poți îmbolnăvi și tu, dacă ai hepatită C, nu ai voie, practic, să lucrezi în Horeca.
Nu știu dacă mă explic. Și, nu, dacă nu ai niște precondiții, spui, pentru a lucra într-un anumit domeniu. Iar una din aceste precondiții, zici tu că ar putea să devină și vaccinarea. Adică, așa cum n-ai voie, de exemplu, da, dacă ai hepatită C, să lucrezi într-un restaurant, nu știu, de verificat chestia asta, atunci să n-ai nici voie să vină vaccinat. Da, bine, nu neapărat, sau da, îi oferă altfel. Chiar tu ai zis că nu poți obliga, dar uite, poți obliga într-un domeniu, dar nu poți obliga în altul. Și atunci ne trezim iar în chestia aia, în paradigma. Nu, mă refer la faptul că există alte boli care te împiedică să lucrezi în anumite domenii. Deci nu-i singura boală din câte există care, practic, îți limitează activitatea. Nu-mi vin acum exemple, dar sigur sunt exemple de boli. Da, exemple de cum ar putea angajatorul să te convingă, sau un grup de angajați, știu eu, dominant, să-și convingă colegii să se vaccineze, ai? Adică vezi posibilă chestiunea asta? Nu văd normală. Uh-huh. Probabil că e posibilă, nu văd normală. Din punctul meu de vedere, se poate oferi alternativa, domnule, îți faci un PCR. Dacă tu nu vrei să te vaccinezi, nicio problemă, e dreptul tău. Revin, eu m-am vaccinat. La noi în firmă, să spun, suntem undeva la 30% dintre angajați vaccinați. Toți voluntar. Ok, restul au ales să nu se vaccineze, pentru că există posibilitatea. Deci unde locuim noi, există posibilitatea să te vaccinezi fără să faci listă de așteptare, fără niciun fel. Deci, pur și simplu, alegerea lor să nu se vaccineze. Din punctul meu de vedere, e absolut normal, nu trebuie să fim radical, să tragem într-o parte sau în cealaltă, dar, în același timp, îți asumi și îți faci un PCR în fiecare dimineață, ca tu să nu mai expui nici pe mine, nici pe cel de lângă tine, la un risc. Riscul, da, există. Riscul... Dacă cineva își permite să pună în discuție că există riscul, nu, îmi pare rău, nu-i responsabil să spui așa ceva. Riscul există. Și atunci, într-adevăr, nu poți obliga să vaccineze, dar îl poți obliga să facă dovadă dacă nu aportează, da, un risc. Înțeleg ce spui, Alex, și îți mulțumesc. E vorba de a-ți asigura o formă de imunizare pe termen lung, pe niște multe luni de zile, câte ori fi ele, versus a veni în fiecare zi de la Dumnezeu la serviciu și a ți se introduce un bețișor în nas, în modul ăla neplăcut, pentru că angajatorul spune, dacă nu vrei să te vaccinezi și să am garanția, măcar pe 6 luni, că ești ok, atunci trebuie să te testez în fiecare zi, pentru că sunt dator să-mi apăr ceilalți angajați și pe clienții mei și pe colaboratori și așa mai departe. 0372069599, Tudor, în direct. Te salut! Te salut, bună ziua și ascultătorilor! Vorbesc din prisma unui om care a făcut COVID și care încă nu sunt vaccinat și deocamdată nu cred că voi face acest lucru. Ideea este următoarea din punctul meu de vedere. Consider că orice om și în principiu noi românii am fost puțin o perioadă lungă de timp obligat să facem lucruri și ne se impuneau lucruri. Cred că de aici vine și nu știu, neîncrederea sau chestia asta, nu vreau să fac. Chiar dacă ea e de data asta o recomandare, nu o impunere, și subliniez a 11-a oară acest lucru, că n-are nimeni cum să-ți impună așa ceva. Este o recomandare, dar recomandarea asta când vine din toate mediile, de la televizor, de la radio, din toate reclamele cu, nu știu, cu oameni, cu de peste tot, vezi centre de vaccinare în parcări la mall-uri, vezi centre de vaccinare pe oriunde, deja pare puțin agasant. Și probabil, eu din punctul meu de vedere, chestia asta îi împinge pe unii oameni să nu facă, nu neapărat pentru că nu cred în vaccin sau poate că au în cap, nu știu, idei de... era discuție înapoi, înainte, de 5G, de chipuri și alte prostii. Nu asta este problema. Reticența noastră la tot ce vine dinspre autoritate ca recomandare / impunere, mă rog, nu? Exact, bun, și atunci, da, te întreb... Este o impunere. Clar că nu este o impunere, pentru că nu poate fi impus acest lucru. Tocmai. A fost și o dezbatere la, din câte știu, la Comisia Europeană, în care s-a discutat că nu poate fi impus vaccinul, deoarece tu ai drept asupra corpului tău și asupra sănătății. Nu are, da, obligat. Mai avem pe de altă parte o decizie a CEDO în cazul Cehiei, poate ai auzit de ea, exact, care arată, n-are legătură cu COVID, are legătură cu vaccinarea copiilor pentru anumite boli la intrarea în ciclu primar, și acolo s-a decis că e o chestiune de sănătate publică și că dreptul celorlalți de a rămâne sănătoși primează, și atunci vaccinarea putea fi impusă sau putea fi condiționată, să zicem așa. Accesul, de fapt, în școală putea fi condiționat de vaccinare. Poate fi condiționată, exact, da, asta este exprimarea corectă. Poate fi condiționată, dar nu impusă. Uh-huh. Și atunci te întreb... Care, dacă vrea cineva... Tocmai de asta vreau să te întreb, Tudor. Care crezi că, dacă tot nu poate fi impusă și am stabilit, poate exista însă o altă formă de presiune din partea companiilor?
care par să capete rolul principal acum în perioada asta? Nu cred și spun, eu vorbesc din partea mea ca și angajator. În momentul de față este foarte greu să găsești muncă, mână de lucru serioasă, bună și calificată. Eu cred că dacă pe lângă faptul ăsta, cred că asta a fost o problemă de ani de zile, dacă eu cred că pe lângă faptul ăsta, dacă mai și impui celui pe care urmează să-l angajezi sau angajatului să facă acest lucru, cred că ai de pierdut ca și angajator. Nu văd ca și o chestie, chiar dacă îi oferi ceva bonusuri, chiar dacă îi oferi o stimulare materială, nu cred că este suficient pentru a-l face să se vaccineze. Mulțumesc, Tudor. Sanda, bună ziua. Tu ce crezi? Sanda, ne auzim? Bună ziua. Bună ziua. Da, acum vă aud. Eu am sunat dintr-un motiv special, să zic așa. Nu pot să-mi dau neapărat cu părerea în privința companiilor. Eu nu mai lucrez de mult într-o companie privată, însă m-a determinat să sun un antevorbitor care dădea exemplu că în compania acela gen de vânzări, parcă domnul Mircea pe nume, așa, care a spus că, domne, noi am făcut o persoană, că nu e o problemă și așa mai departe. Eu vă spun din propria mea experiență, am avut COVID. Dacă nu ajungeam la spital, șansele mele să supraviețuiesc erau spre zero. Am avut o formă medie care totuși m-a făcut să simt în ceruguri gustul morții. Deci nu a fost absolut deloc ușor. Acum, legat de vaccinare, sigur că ea nu se poate impune, legal vorbind, și eu aș mai promova o idee. Domnule, vaccinarea în masă nu se poate, nu este normală. Fiecare om, înainte de a se vaccina, trebuie să facă o baterie de analize ca să vadă care este starea organismului în momentul acela și un medic avizat să-i recomande sau nu unul din aceste vaccinuri. Asta mă gândesc eu că ar fi e o soluție. O variantă, dar asta nu pare să rezolve, nu pare să rezolve problema temerilor că ai putea păți ceva după, știu, acel 0, cum ziceam, 000, nu știu cât la 1000, la 100, la ce-o fi de cazuri extrem de rare. Și pe de altă parte nu rezolvă problema intenției, ca să spun așa. Adică foarte bine, toată lumea care are intenția să se vaccineze face ce zici tu. Poate încă unii care n-aveau intenția, dar văd asta ca pe plasă de siguranță, fac și ei. Cum îi convingi pe cei care nu vor din start, cu sau fără analize, chit că nici n-au făcut boala sau n-au nicio problemă, să lucreze? Și aici era întrebarea dacă poate angajatorul sau compania să spună, pe de o parte trebuie să redeschidem, deci trebuie să faci asta, că dacă nu pierdem cu toții, pe de altă parte să se uite chiar și la tine prin companie, dacă deja funcționează, și să zică, bă, știi ce, mă uit în fiecare zi la tine și îmi dau seama că tu pui în pericol linia asta de producție. Dacă de mâine trebuie să o închidem din cauza ta. Și să te piseze așa până când... Este un punct de vedere fără discuție, dar în egală măsură, nici angajatorul nu poate obliga pe nimeni, iar ai oferi acelui potențial angajat sau chiar celui deja angajat un bonus ca să-l atragi pe calea asta să-și facă vaccin, mă gândesc că este imoral. Omul trebuie să fie informat, orice decizie o ia pentru propria persoană sau pentru familie, îi aparține. Da. Când iei decizia în cunoștință de cauză, și asumarea este la fel, pentru că... Mulțumesc foarte mult, Sanda. Din păcate nu mai avem timp. Mulțumesc tuturor celor care au sunat. Cum ziceam, încercăm să elucidăm și aspectul juridic al acestor probleme în Piața Victoriei mâine. Vă aștept și mâine la România în direct și toată săptămâna de la 13 și 15. Pe curând! Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13 și 15 la Europa FM.